din 28.02.2020, numărul 2, pentru susținerea publică a tezei de doctor, arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova, specialitatea 651.02, teoria și istoria arhitecturii, autor Aurelia Trifon, cercetător științific al Centrului Studiu Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural. Conducător științific, Nestorio Tamara, doctor în Studiu Artelor, conferențiar, Institutul Patrimoniului Cultural. Stimați membri ai Consiliului Științific, stimați referenți oficiali, onorată asistență. Prin decizia Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, cu referire la Consiliile Științifice Specializate, semnată de către președintele ANACET, Andrei Piciuc, pentru susținerea publică a tezei de doctor cu titlul Arhitectura Complexului Vitivinicol din Republica Moldova, prezentată de Aurelia Trifon, a fost aprobată următoarea componență. Referenți oficiali: Ioan Augustin, doctor în arhitectură și filozofie, profesor în universitate, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Critic și istoric al arhitecturii, autor al un număr important de monografii, capitole în volume, editate și articole științifice. Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, membru al Uniunii Arhitecturilor de România, al mai multor asociații de arhitectură din SUA, Marea Britanie, Ungaria. Al doilea recenzent, doamna Aurelia Carpo, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova, șef al Departamentului Arhitectură al Facultății de Urbanism și Arhitectură, autor al mai multor lucrări științifice și didactico-metodice, discipline predate, istoria arhitecturii contemporane și estetica arhitecturală. Membrii Consiliul Științific Specializat, Tudor Stăvilă, președinte, Viterie Maltă, secretar științific, doctor în studiu artelor și cercetător științific, coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural, conferențiar universitar, Facultatea Arte, Plastic și Design a Universității Ion Creangă, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Mihai Corneliu Drișcu, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, decan al Facultății de Arhitectură George Matei Cantacuzina, abilitat la școala doctorală Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. A realizat peste 40 de proiecte majore de arhitectură, restaurări, studii și proiecte de urbanism. Președinte al Ordinului Arhitecților din România, filiala Iași-Vaslui. Un alt membru al Comisiei, Emil Dragoș Ciolacu, doctor în arhitectură, conferențiar universitar la Facultatea de Arhitectură George Matei Cantacuzino, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași. Abilitat la școala doctorală din București, începând cu 1999, a derulat numeroase proiecte de arhitectură și urbanism, de restaurare și conservare arhitecturală. Redactor la revista Repere, președinte al Uniunii Arhitecților din România, filială Iași-Vaslui, membru al Consiliului Național al Ordinului Arhitecților din România. Membru al Consiliului, domnul Anatolie Cuz, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, director al companiei Marhitrav ATM SRL, proiectare arhitecturală, locativă, socială și industrială, design interior al clădirilor locative și industriale, membru al Uniunii Arhitecților din Republica Moldova. Sergius Ciocanu, doctor în arhitectură, conferențiară universitară, Universitatea Tehnică Moldova. Cercetător științific superior al Institutului Patrimoniului Cultural, autor a peste 50 de publicații științifice din domeniul istoriei arhitecturii, elaborator a mai multor proiecte de legi și regulamente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Doamna Eleonora Begalda, doctor în studiu artelor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică, Universitat Ion Creangă, artist plastic și critic de artă, cunoscut atât prin expoziție personală în Republica Moldova și reprezentative internaționale, cât și prin publicații științifice și în domeniul artelor, director și coordonator al mai multor proiecte privind artele vizuale și reformele învățământului artistic superior, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din
Republica Moldova. O scurtă prezentare a autorului și conducătorului științific. Aurelia Trifa, absolventă facultății Arhitectură și Urbanism al Institutului Politehnic din Chișinău la specialitatea Arhitectură, 1990. Experiență în domeniul de proiectare, Institutul Municipal de Proiectări Chișinău Proiect, arhitect. Experiență în domeniul didactic, lector universitar la Universitatea Slavon din Universitatea Moldova, cu discipline, baze de design la arhitectura, istoria arhitecturii, stilurile arhitectură, stilurile în designul interior, design mobilier, probleme actuale în arhitectură și urbanism. Din 2014 până în prezent, cercetător științific, secția artii vizuale a Centrului Studiu Artă al IPC. Finalizarea studiilor doctorale a avut loc în 2013, la specialitatea Teorie și Istoria Arhitecturii. Este autoarea a peste 30 de publicații științifice, dintre care 28 la teze de doctor. Rezultatele științifice și cercetări au fost prezentate în cadrul a 21 conferințe științifice naționale și internaționale din Republica Moldova, România și Belarus. Conducător științific, doamna Tamara Nesterov, doctor în studiu artelui, cercetător științific, coordonator, conferențiar universitar la Universitatea Tehnică Moldova. Autor al unui număr impresionant de lucrări științifice, cu o contribuție remarcabilă care elucidează probleme esențiale referitoare la evoluția arhitecturii din Moldova medievală. Documentarea cu vigoare referitor la monumentele istorice de la Orcheie Vechi, care a adus la o serie de concluzii noi, oferind informații inedite, reușințe critice, aspecte neclare privind datarea edificiilor stilului. Și încă o mică informație referitor la unul dintre recenzenți, este vorba de domnul Augustian, Ioan Augustin, care ne-a trimis un mesaj pe data 26 iunie 2020, prin care ne informează. Distinși domn, am fost onorat să fiu invitat în juriul doctorat al doamnei Aurelie Trifen de către coordonatoare științifică sa, doamna profesoară Tamara Nestor. Din nefericire am aflat foarte de curând că susținerea tezei va fi pe data de 1 iulie, data la care nu pot participa nici online din pricina unor obligații asumate deja anterior, adică un examen în distanță cu studenții mei de la 9-10 și a treia zi a susținerii de diplome la Facultatea de Arhitectură de Temișoara, unde sunt de 5 ani deja membru în juriu. Menționez că am predat referatul meu către cele două distinse doamne menționate mai sus. Lucrarea este serioasă, documentată, încuprește condițiile pentru a fi prezentată public pentru obținerea titlului științific de doctor în arhitectură și merită a fi publicată, putând fi de folos și cercetătorilor în domeniu. Cu regretul de a nu putea fi la Chișinău susține, nici în persoană și nici în versat, vă cer scuza noastră, profesor universitar, doctor în arhitectură, Augustin Ioan. Luând în vedere informații de care au parvenit, conform ordinii de zi a ședinței Consiliului Științific, se propune de a audia teza de doctor, titlul Arhitectura Complexurilor Vitivinicole în Republica Moldova, prezentată de doamna Aurelia Trifa, conferirea gradului științific doctor în arhitectură. Sunt alte propuneri? Nu. Dacă nu sunt alte propuneri, atunci se aprobă ordinea de zi enunțată și vă rog, membrii Consiliului, să votați. 1, 2, 3, 4, 5. Domnul Maltăjul, puteam să votați pentru ordine? Unanim. În Consiliul Științific Specializat a fost depusă cererea și actele necesare pentru susținerea tezei de doctor în arhitectură de către Aurelia Trifa. Se oferă cuvânt secretarului științific pentru informarea asistenței despre actele prezentate în Consiliul Științific Specializat și biografie subținută a pretendentului. Vă rog, creșteți aici. Bună ziua! Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat,
Conform cerințelor ANACEC, pretendenta Aurelia Trifa a prezentat în Consiliu următoarele acte. Deci este teza și autoreferatul. Sunt actele prezentate în semnal științific de profil, deci extrasul, de procesul verbal al Consiliului, IPC cu privire la aprobarea temei tezei de doctor și a conducătorului științific. De asemenea, este diferența privind susținerea examenilor de doctorat, lista lucrărilor științifice publicate, la tema tezei, avizul pozitiv al ședinței secției de arte vizuale în cadrul care a fost elaborată teza și avizul conducătorului științific la tema de doctorat. De asemenea, avem hotărârea seminarului științific de profil în baza examinării tezei de doctor, la care sunt anexate copiile, listei de prezență a membrilor seminarului, este decizia de formare a Consiliului Științific Specializat ad hoc pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor. Este lista organizațiilor obligatorii și a instituțiilor de cercetare din domeniul respectiv, pe adresa cărora au fost expediate autoreferatul științific la teza de doctor și cu ștampila Poștei Naționale. Și avem diferența de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Științifice Lupan și a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Și avem o listă a materialelor suplimentare, deci este vorba de nota informativă de la ANACEC, răspunsul la nota informativă, aprobată la ședința prealabilă, avizele referenților oficiale, avizele de la organizații și specialiști în domeniu și avem CV-ul doamnei Tripa. Deci acestea sunt toate actele, toate sunt semnate și cu ștampilă. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul secretar științific. În teză, practic și eu am anunțat succint CD-ul doamnei Trifon. Este nevoie să mai repet încă o dată, mai extins acest CD. Este și în teză, deci nu știu să... Nu este nevoie. Deci mergem mai departe. Vreau să-i propun pretendentei cuvânt pentru raport, pentru a raporta conținutul tezei doamnei Aurelia Trifan. Durata raportului nu mai mult de 20 de minute. Foarte mult. Veniți aici. Stimatul președinte, stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți, onorată asistență, am să încerc să mă includ în aceste 20 de minute, dar sper să nu vă supărați dacă voi trece puțin peste limita acestor 20 de minute. Vreau să spun despre importanța și actualitatea acestei teme. Spectacolul vinului nu începe doar de la vin și nici măcar nu se rezumă la vin, deși el este actorul principal. Spectacolul începe de la teroar, continuă în cramă și pivnițe și ia sfârșit în sala de degustare.
Și dacă despre vițe de vie și vin avem multe cărți, despre crame și despre pivnițe avem foarte puține. Învelitniciri seculare ale neamului nostru, creșterea viței de vie și producerea vinului, s-au păstrat în cultura materială, în construcții și anexe gospodării speciale. Concentrarea producției în scopul optimizării procesului tehnologic a condus la crearea unor întreprinderi industriale mari, iar adaptarea ulterioară la legile pieței libere a presupus asigurarea nivelului optim al calității produselor, actualmente managementul pieței libere, bazat pe mecanismul concurenței, cere remodelarea programelor de dezvoltare a complexurilor vitivinicole. Elaborarea unei noi direcții strategice de dezvoltare a întreprinderilor vitivinicole în condițiile creșterii concurenței pe piața vinului de calitate determină căutarea modului de a se impune identitar pentru a-și păstra poziția economică. Se distinge o preocupare de reevaluare a complexurilor vitivinicole, în special privind lărgirea clusterului de oferte la cererea turismului cognitiv și curativ, care face necesară identificarea direcțiilor prioritare, atât pentru conformarea întreprinderilor vitivinicole funcționale mai bine de o jumătate de secol, cât și a celor apărute recent. Elementele noi ale structurii ce măresc atractivitatea complexurilor vitivinicole sunt centrele de degustare, sălile de etalare a produselor, muzeile vinului și industriei vinicole, restaurantele, hotelurile, centrele SPA. Specificul acestui proces în Republica Moldova nu a fost investigat și analizat până în prezent. Elaborarea studiului privind istoria dezvoltării complexurilor vitivinicole, stabilirea particularităților de formare spațială, cât și a teritoriului vinifer definit prin elemente de organizare compozițională, s-a confruntat cu insuficiență de publicații speciale în domeniul arhitecturii. Cercetarea aspectelor evoluției arhitecturii vitivinicole a necesitat studierea colecțiilor publice de presă, scrisă și electronică, a surselor grafice, planurilor, secțiunilor și fotofixărilor din diferite perioade istorice ale complexurilor. O sursă inedită de informații au prezentat interviurile întreprinse pentru prezentul studiu cu arhitecții, autori de proiecte și cu persoanele din cadrul întreprinderilor alese, drept obiecte ale cercetării. Direcțiile de cercetare ale studiului au fost concentrate pe evaluarea componentelor complexurilor vitivinicole în vederea capacității acestora de a face față problemelor de ordin economic, social și cultural prin crearea unei structuri optime și a unui aspect arhitectural expresiv, adecvat destinației exigențelor actuale. Aceasta a condiționat opțiunea pentru elaborarea subiectului, important ca fenomen actual, arhitectural și social. Scopul investigației a constat în evaluarea identității arhitecturale a complexului vitivinicole din Republica Moldova, raportată la conținutul lor tehnologic și de deschiderea spațiilor întreprinderilor către public prin prisma tradițiilor naționale și a implementării practicii universale privind noile strategii sociale în arhitectură. Pentru realizarea scopului propus, au fost determinate următoarele obiective ale cercetării. Evidențierea diacronică și sincronică a particularităților arhitecturale, funcționale și formale ale construcțiilor vitivinicole, care au contribuit la crearea imaginii specifice a cramelor în spațiul național. Abordarea conceptuală a arhitecturii complexurilor vitivinicole contemporane, cercetarea celor mai reprezentative complexuri caracterizate prin conformarea cerințelor actuale de dezvoltare identitară a arhitecturii, stabilirea particularităților de formare a arhitecturii acestora cu evidențierea etapelor de evoluție în zone funcțional diferite, zone tehnologice și zone de agrement, definirea caracteristicilor principale ale genomului mediu-ambiental complex vitivinicol, determinarea principiilor specifice de constituirea a imaginii arhitecturale a complexului vitivinicol modern. Dată fiind complexitatea subiectului investigației, a fost necesară abordarea variatelor direcții de cercetare specifice științelor umanistice, domeniului tehnic și tehnologic, artelor și arhitecturii, domeniului managerial și strategic de dezvoltare a întreprinderilor vitivinicole. În cadrul studiului au fost utilizate mai multe metode combinate în anumite faze ale investigării, în funcție de natura problemelor vizate, printre care metodele clasice comune și altor discipline, istorică, dialectică, comparativă a analizei sintezii studiului de caz, dar și metodele specifice de cercetare a arhitecturii, susținute de surse grafice și fotofixare. În domeniul respectiv rezidă problema științifică importantă soluționată în determinarea impactului mediului social, economic și cultural asupra arhitecturii complexului vitivinicole pe parcursul evoluției lor, fapt care a condus la elaborarea conceptului unei noi arhitecturi și stabilirea soluțiilor privind dezvoltarea lor actuală.
Semnificația teoretică a studiului constă în stabilirea raportului dintre componentele organizării mediului industrial cu cel public, expozițional, decazare, de alimentare, agrement, tratament. În scopul modelării unor structuri optime rezistente la evoluția iminentă a arhitecturii, tehnicii și tehnologiilor de producție. Valoarea aplicativă a lucrării reiese din formularea propunerilor de utilizare a rezultatelor studiilor în elaborarea strategiilor arhitecturale eficiente privind dezvoltarea durabilă a complexurilor vitivinicole, iar aspectul cognitiv al studiului determină aplicarea lui drept suport didactic pentru cursurile universitare și în calitate de material informativ cu caracter turistic. În urma cercetării și evaluării arhitecturii complexului vitivinicol din Republica Moldova, au fost obținute următoarele rezultate. Reconstituirea identitară a arhitecturii construcției vitivinicole din țară pe parcursul etapelor de dezvoltare, determinarea bazei conceptuale a constituirii arhitecturii vinăriilor moderne, stabilirea principiilor de dezvoltare sau oportunităților de intervenție relate practicilor contemporane și mai ales a celor europene, prognosticul modelului optim al arhitecturii întreprinderii vitivinicole autohtone. Rezultatele științifice au fost implementate prin reflectarea problematicii vizate în 28 de lucrări științifice, cu un volum total de 10,2 coli de autor și contribuții la 21 conferințe științifice naționale și internaționale din Republica Moldova, România și Belarus. Teza este structurată în 4 capitole, având în total 13 compartimente și concluzii la fiecare capitol. Concluzii generale și recomandări ce însumează 146 pagini de text, partea principală, bibliografie de 273 titluri, 4 anexe, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului în partea complementară, volumul total al tezei, 276 de pagini. Capitolul 1. Crama de la construcția utilitară la obiectul arhitectural include analiza materialului științific la tema tezei, conținând o evaluare a lucrărilor din diferite domenii. Istoria viticulturii și vinificație, etnografie, arheologie, tehnologie, arhitectură, care identifică apariția, constituirea și dezvoltarea arhitecturii cramelor în spațiul geografic al Republicii Moldova. Totodată, compartimentul prezintă o ilustrare a arhitecturii autohtone prin intermediul proiectelor arhitecturale realizate. Prin prezentarea acestor exemple se remarcă contribuția arhitecților Wojciechowski, Kurz, Gorstein, Eremciuc, Apostolov, Dumitrașcu, Vasenko, Cârja, Stratu, Trandi. La construirea unei anumite identități specifice teritoriului, examinată în paralel cu imaginea întreprinderilor de vinificație apărută ca rezultat al implementării proiectelor TIP. Proiectarea actuală demonstrează schimbarea imaginii complexului vitivinicole din Republica Moldova ca structură coerentă, supusă și altor imperative decât celor de natură strict tehnică sau tehnologică, în scopul de a atrage interesul public, precum și de a genera spații publice definite pe bază noi a relațiilor dintre complex și vizitatori. Cercetarea vizează o localizare conceptuală în dezvoltarea arhitecturii întreprinderilor vitivinicole, fiind relevate conceptele precum arhitectura simbol și arhitectura organică într-o viziune nouă, relația cu peisajul prin integrare în relief, arhitectura sustenabilă prin adoptarea tehnicilor de proiectare conștiente ecologice în domeniul cercetat. În capitol este remarcată pătrunderea inovațiilor sociale, ce aduc cu sine conceptul centralității poziției vizitatorului, întrecit de conceptul arhitecturii de spectacol. În protejarea clădirilor istorice, capătă valoare conceptul conversiei clădirilor, care și-au pierdut la etapa actuală funcția inițială, cea de producere, dar întrunesc valențe artistice și arhitecturale. Capitolul 2. Etapele constituirii arhitecturii complexului vitivinicole pe teritoriul Republicii Moldova include o analiză generală a moșteniei istorice și modelele sale de dezvoltare în diferite etape distincte. Sunt identificate mai multe faze de manifestare a arhitecturii cramelor, dintre care perioadele antică și medievală sunt caracterizate de o arhitectură vernaculară, iar ulterioară lor, perioada capitalismului incipient, se distinge prin apariția unei arhitecturi cu influențe stilistice, reprezentând implicarea profesionistă. Arhitectura perioadei sovietice a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești introduce un nou mod de a percepe arhitectura prin elemente prefabricate, standardizate, rezultând o arhitectură sterilă, absolvită de orice calități plastice. Începutul secolului al XXI-lea este determinat de dezvoltarea arhitecturii complexului vitivinicole, conform tendințelor actuale de implementare a inovațiilor sociale și de raportare la fluxul turistic.
Arhitectura hramelor perioadelor descrise se deosebește prin caracteristici formale, tehnici de construcție, materiale și tehnologii. Capitolul 3. Arhitectura complexului vitivinicol din Republica Moldova în contextul mediului ambiental este o parte importantă a lucrării ce cuprinde caracterizarea obiectelor arhitecturale, care au o istorie îndelungată și remarcabilă, rămânând parte componentă a complexului vitivinicole moderne din Republica Moldova la etapa actuală. Sunt aduse detalii specifice care pun în valoare unicitatea fiecărui obiect integrat în mediul ambiental. Drept exemplu al unui peisaj neordinar se vezi terasele cu pereți de sprijin din piatră de la Caminca din prima jumătate a secolului al XIX-lea, una din interesantele realizări de acest gen în Europa. Mărturia unui impresionant edificiu înscris în panta abruptă, relevant prin calitățile arhitecturale, constructive și tehnologice de la începutul secolului al XX-lea, este crama de la Bulboaca. Distinctive prin dimensiunile grandioase și extrem de expresive prin aspectul bizar și inedit al cadrului natural, sunt galeriile subterane din zona de centru a Republicii Moldova, rămase după excavarea pietrei de calcar și valorificate în industria vinicolă, începând cu mijlocul secolului al XX-lea, fiind printre primele spații industriale deschise publicului. Studiile de caz prezentate au rolul de a determina autenticitatea istorică și arhitecturală a clădirilor, spațiilor subterane și peisajelor amenajate arhitectural, adecvate statutului de monument și de mărturie istorică, încadrate în complexurile vitivinicole moderne. Capitolul 4, identitatea arhitecturală a complexului vitivinicole autohtone, este concentrat pe evidențierea schimbărilor care au loc sub influența inovațiilor sociale și care conformează structura complexului, făcându-l să se extindă, încadrând funcții publice. Printre inovațiile sociale care contribuie la apariția funcțiilor suplimentare la întreprinderile de vinificație, este menționată deschiderea către fluxul de vizitatori publici. Evoluția acestei direcții deschide oportunități pentru apariția unei arhitecturi expresive a întreprinderilor și posibile variante de concepere creativă a aspectului lor. O serie de spații se raportează la cerințele vizitatorilor, reconfigurând astfel contextul istoric. Totodată se impune și păstrarea unor clădiri istorice cu valoare arhitecturală în vederea muzealizării sau conversiei lor. În paragraful 4.1, crama la juncțiunea dintre exigențele tehnologice și arhitectură, sunt cercetate geneza și evoluția cramei ca o succesiune de imagini grupate pe perioade, conform unei analize diacronice și sincronice, cu dezvăluirea procesului tehnologic. O atenție semnificativă se acordă cramelor etajate cu încadrare în relief, reprezentate de un volum unitar, constituit din mai multe componente ale complexului, atât de bază, integrând procesul tehnologic, cât și adiționale, reprezentate prin vinoteci, semne de degustare, spații de primire și cazare, restaurante, centre spa și alte. Cramele etajate sau suprapuse sunt cunoscute ca crame gravitaționale, utilizate deja în secolul al XIX-lea, care, în contextul actual de suplimentare cu funcții publice, reprezintă o metamorfoză a complexului de vinificație. Această transformare este ilustrată în arhitectura contemporană printr-o serie de vinării, structura cărora este alcătuită din două, trei sau mai multe niveluri. Exigența față de procesul de producere a vinurilor stabilește relația dintre tehnologie și arhitectură prin edificarea unei crame etajate cu încadrare în relief. Cramele construite pe relief au devenit în prezent cele mai des utilizate în ramura vinicolă, în pofida dificultăților proiectării pe pante și construcția lor ulterioară. Un aspect important îl reprezintă schema de sistematizare spațială a clădirilor și amplasarea acestora în raport cu nivelul solului. Cercetarea soluțiilor existente evidențiază două tipuri de astfel de scheme. Primul presupune edificarea unei clădiri la sol cu utilizarea spațiului subteran, al doilea, integrarea parțială sau totală a clădirii în relief. Prin amplasarea clădirii pe pantă este determinată trecerea de la un proiect tip la unul individualizat, conformat unui anumit loc de așezare a acesteia, obținând pe lângă avantajele tehnologice și o diversitate arhitecturală datorită caracteristicilor terenului. Relieful neuniform poate fi o sursă de inspirație care duce la crearea unei arhitecturi relevante. În același timp, amplasamentul reușit al clădirii, luând în considerare caracteristicile zonei, va face la rândul său situl unic. În paragraful 4.2, arhitectura complexului vitivinicole din Republica Moldova, în raport cu practica mondială, este identificat noul aspect arhitectural al complexului vitivinicole autohtone, care începe a se contura în doar ultimele două decenii sub influența inovațiilor sociale. Convergența domeniului arhitectural cu cel public reconfigurează accepțiunea de compoziție ambientală,
care în practica tradițională nu s-au utilizat până nu demult. În perioada actuală, spațiul arhitectural devine un domeniu complex, supus unor atitudini conceptuale eclectice, iar schimbările iminente, observate în mai multe crame, declanșează un proces de transgresiune a diferitor zone organizate pentru vizitare, acesta reprezentând un fenomen global. Raportarea la fluxul vizitatorilor devine un perpetuum mobile pentru vinăriile moderne. Toate schimbările care se desfășoară au loc datorită subordonării arhitecturii complexului vitivinicol, acestui concept ce are o exemplificare extinsă. Introducerea componentei emoționale în mediul construit este și ea o teorie transpusă în practică în ultimul timp. Ideile scenografice cu actualitate în construirea viziunii moderne a complexului vitivinicol, atât a interiorului, săl de degustare, săl de restaurant, spații muzeistice, cât și a exteriorului, curtea interioară sau fațadele, designul de scenă a suferit unele schimbări trecând printr-un proces integrator în arhitectura complexului. În prezent se apropie tot mai mult pentru a deveni punct de referință, reper al unei dinamizări a spațiului destinate publicului. Conversia spațiilor industriale, fiind un subiect internațional, a oferit rezultate pozitive, demonstrând o modalitate eficientă de regenerare în cazul cramei de la Bulboaca. Readaptarea din punct de vedere arhitectural al clădirilor istorice este importantă din punct de vedere al menținerii construcțiilor tradiționale cu scop informativ și educativ, înzestrând complexul cu o atractivitate deosebită. Pe lângă soluționarea cerințelor curente în proiectarea complexului vitivinicole noi, conversia implică și aspecte care țin de importanța edificiilor ca monumente de istorie și arhitectură. Valorificarea patrimoniului industrial existent prin conversie, integrarea specificului tradițional și utilizarea potențialului de încadrare a complexului vitivinicole în mediul ambiental sunt oportunități luate în considerare în contextul promovării turismului vitivinicol, care reprezintă un factor stimulativ major în politica managerială descrisă în paragraful 4.3, politica managerială de deschidere a complexului vitivinicole către publicul vizitator. Un exemplu indispensabil în vederea realizării conversiei este proiectul restructurării întreprinderii de vinificație de la Bulboaca, care a avut la bază ideea de creare a unui complex modern, cu încercarea de a menține accentul pe clădirea industrială de la începutul secolului al XX-lea. Proiectul de refuncționalizare a fostei crame și transformarea într-un complex turistic a vinăriei a fost efectuat de designerul italian Arnaldo Tranti, implementând conversii funcționale atât al interiorului cramei, cât și a curții interioare și a complexului executate pe parcursul anilor 2012-2019. Exemple ale promovării unui tradiționalism în arhitectura complexului vitivinicole autohtone sunt Chateau Purcari, arhitect Mihai Rimciuc, anii 2003-2004, și Chateau Vartele, arhitect Leonid Dumitrașcu, 2006-2007. Proiectul vinăriei, realizat de arhitectul Vasile Stratu în anii 2012-2014, reprezintă cu certitudine un pas înainte pentru vinăriile autohtone în ceea ce privește relația cramei cu peisajul, fiind o aliniere la tendințele inovative mondiale în arhitectura vinului. În paragraful 4.4, pronosticul modelului optim al arhitecturii complexului vitivinicole, în urma cercetării practicii mondiale și naționale, este conturat modelul complexului care însumează trăsături definitorii, ce îi determină identitatea arhitectural-artistică. Concluziile generale și recomandările. Astfel, studiul actual al arhitecturii complexului vitivinicole din Republica Moldova a fost determinat de conturarea unei noi direcții de orientare a dezvoltării complexului vitivinicole moderne. În urma cercetării realizate, s-au tras următoarele concluzii. Primul. Conceptul arhitecturii vitivinicole este un domeniu nou de cercetare, apărut în ultimul timp la nivel mondial și național, fapt care este confirmat în teză, ca rezultat al depistării multiplor concepte care au influențat arhitectura întreprinderilor vitivinicole moderne, ce au contribuit la distanțarea lor de arhitectura pur industrială, scoțând în evidență preocupările teoretice și practica de proiectare, care se suprapun în diverse măsuri cu fenomenul actual al dezvoltării arhitecturii complexurilor vitivinicole. În cercetarea evoluării arhitecturii complexului vitivinicol de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, s-a constatat generalizarea identității arhitecturale a întreprinderilor vitivinicole sub influența factorilor contextuali, oportunități economice și tehnice, presiuni politice, tendințe culturale, inovații sociale, fiind identificate următoarele etape de constituire a arhitecturii vitivinicole. Până în secolul al XIX-lea, existența unei arhitecturi vernaculare a construcțiilor vitivinicole, constituind o adaptare la materialele și procedeile tehnice locale, fiind caracterizate printr-o arhitectură de mare simplitate, demonstrând unitate structural-constructivă,
cu clădirile de locuit și construcțiile economice din cadrul gospodăriei. Secolul al XIX, începutul secolului al XX-lea, influența arhitecturii profesioniste și apariției noilor crame cu aspectul determinat de orientările stilistice în vogă, deseori într-o soluție comună cu cea a Conaflus. În această perioadă se observă preocuparea în mod special pentru expresia estetică a arhitecturii clădirilor din componența complexului vitivinicole. Valorile au migrat spre amplificarea esteticului prin implicarea ornamentului, având la origine arhitectura reședinții nobiliare. Jumătatea a doua a secolului 20, apariția noilor particularități în dezvoltarea arhitectural-spațială a complexurilor legate de instaurarea socialismului de stat și impunerea unui sistem centralizat de planificare a economiei cu consolidarea fabricilor de vin, utilizarea prefabricatelor la edificarea construcțiilor și aplicarea soluțiilor tehnice standardizate în baza proiectelor model. În soluționările arhitecturale au fost determinate un șir de trăsături negative, printre care plastica simplistă a fațadelor agravată de utilizarea materialelor de finisare ieftine și abordarea fragmentară a aspectului clădirilor, fără a lua în considerare percepția generală, cât și neglijarea amenajărilor teritoriale. Începutul secolului al XXI-lea, dezvoltarea arhitecturii complexurilor vitivinicole, conform tendințelor actuale de introducere a inovațiilor sociale și racordarea la fluxul turistic, reieșind din noile condiții, apar elementele esențiale arhitecturale și peizajere, care constituie complexul vitivinicol caracteristic Republicii Moldova. Teritoriul vinifier, cu modificarea lui prin procedee arhitecturale, baza de producere, crama, depozitul pentru stocarea vinurilor, pivnițe, cave, complexuri de ordinul orașelor suterane, sala de degustare cu includerea vinurilor produse, magazinul specializat de vinuri, restaurantul, hotelul și zona de agrement cu un larg spectru de distracții sau existența unui agrement adițional. 3. Ca rezultat al evaluării arhitecturii complexului vitivinicole de la începutul secolului al XXI-lea, au fost determinate principiile specifice de constituire a imaginii complexului vitivinicol modern, de integrare a funcțiilor non-producție, de organizare a zonării spațiului public multifuncțional, de continuitate prin clădirile cu valoare arhitecturală, rămasă pe teritoriul acestuia, de prioritatea mediului ambiental, de diversitate arhitecturală. Perioada actuală se evidențiază prin reconstrucția spațială a complexelor existente, Chateau Mimi și Chateau Purcari, și proiectarea noilor complexe, Chateau Vartele și Vinăria Poiana, ce demonstrează conformarea structurii spațiale și funcționale modelului optim impus de promovarea turismului vitivinicol. Se impune identificarea perspectivelor favorabile din cadrul complexului vitivinicole, existența unor factori care măresc atractivitatea, clădiri istorice cu valori arhitecturale, peisaj arhitecturalizat, încadrare în galerii subterane de proporții impunătoare, instalații tehnice, etc. și promovarea lor. Punctul 6. În cazul valorificării contextului existent și a spațiilor libere de construcții, din punct de vedere funcțional și estetic, se distinge necesitatea soluționării raporturilor dintre vechi și nou prin păstrarea clădirilor istorice cu includerea reușită a unor construcții noi. 7. Aplicarea conversiei patrimoniului industrial ține de transformările care implică în special reconsiderări ale monumentului și relațiilor complexe dintre spațiul și vizitator, dictate de schimbări ale climatului socio-economic, clădirea devine nerentabilă, iar inovațiile sociale sugerează schimbarea funcției spațiului dat. 8. Acordarea unei atenții deosebite amenajărilor teritoriale și integrării în SIP, care deschid oportunități în apariția arhitecturii moderne expresive a întreprinderilor vitivinicole. 9. Situația actuală îndeamnă la rediscutarea statutului arhitecturii și al arhitectului în proiectarea vinăriilor semnificație complexe pe care o arhitectura o are în promovarea imaginii întreprinderii. Strategiile care derivă de la plasamentul complexului vitivinicol existent vor căuta cel mai bun răspuns pentru locul respectiv, fiind definite de raportul vechi-nou, implementarea conversiei, exprimarea caracterului tradițional. Exigența față de menținerea exterioarelor și interioarelor în spiritul culturii naționale va fi subliniată de introducerea unor construcții noi, care nu contravin arhitecturii locului, orientate spre context, reflexive. Rezultatele cercetării complexului vitivinicole, drept exemplu, servesc întreprinderile care s-au conformat cerințelor actuale,
Cricova, Mirești Mici, Brănești, Purcari, Șato Vartele, Bubaca, vor putea fi utilizate la modelarea cadrului optim al amenajării unor întreprinderi similare. Strategia de arhitectură bazată pe un concept definit de organizarea spațială a complexului de vinicule noi va deriva din tendința spre inovare în domeniul formelor. Drept exemplu servește vinăria Poiana. Necesitatea luării unor măsuri de protejare a cramelor, monumente de istorie și arhitectură, se înscrie în recomandările de includere în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, a cramei de la București de Sus și de la valorificarea cramelor de la Corjeluț și Camenca, incluse în registru, dar găsindu-se în stare de degradare și a cramei de la București de Sus prin acțiuni de restaurare, refuncționalizare și exploatare turistică atât la nivel național cât și internațional, cu integrare în desfășurarea evenimentelor culturale pentru a crește vizibilitatea zonei și pentru regenerarea economică a acesteia. Și, în sfârșit, în domeniul didactic, contribuția poate fi concretizată în activitatea de predare a materialelor studenților facultăților de profil, ale instituțiilor de învățământ universitar, la disciplinele proiectarea de arhitectură, istoria arhitecturii Moldovei și tipologia clădirilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamnă Tărican, membrii Consiliului, dacă aveți obiecții sau sugestii la materialul prezentat de doamnă Tărican. Am înțeles că nu sunt. Atunci trecem la următorul compartiment. Vreau să rog secretarul științific să citească observațiile și sugestiile tuturor avizilor, a secției, seminarul științific de profil și a ANACEC. Vedeți acolo? Da, și toate avizile sunt aici la mine. Poate tu și să-i dau. Aici sunt toate. Bine, asta e mai... Să ne informăm, că trebuie să scrie la ta și după aceea pretendentă va vorbi. Deci, avizul secției arte vizuale numărul 2 din 12 aprilie 2018, unde au fost expuse următoarele recomandări. 1. De susținut lucrarea cu surse arhivistice adăugătoare. De adăugat un compartiment la anexe cu un repertoriu al complexurilor vitivinicole incluse în criticul, în circuitul turistic de pe teritoriul Republicii Moldova. De revăzut adnotările în română, rusă, engleză, introducând un compartiment implementarea rezultatelor științifice, numărul publicațiilor autorului la tema tezei, în conformitate cu ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat al NACEC-ului vigoare. De introdus volumul total al publicațiilor autorului la tema tezei de introducere. În introducere. De redactat tehnic compartimentele tezei. De concretizat unele pasaje ale lucrării printr-o documentare adăugătoare. De revăzut bibliografia prin limitarea la sursele referitoare la spațiul autohton sau la sursele referitoare la alte spații geografice care au influențat situația creată în arhitectura complexurilor vitivinicole naționale. De inclus scopul, obiectivele și problema științifică importante în baza studierii surselor istoriografice la sfârșitul capitolului 1. De redactat și de extins concluziile la capitolele tezei până la volumul indicat în ghidul privind prefectarea tezilor de doctorat. De introdus în concluzii generale și recomandări referințe la publicațiile autorului în domeniul investigat. De introdus în concluzii generale și recomandările în domeniul investigat. De încadrat unele compartimente ale tezei în formă
de studii de caz. De introdus materialul privind turismul vitivinicol într-un compartiment aparte sau în anexe. De redactat și stilistic unele pasaje ale lucrării. În avizul seminarului științific de profil din 05-02-2019, exprimat prin formularul, deci anexa 14, cu 67 de puncte acumulate, din care rezultă că teza se apreciază ca bună și se recomandă spre susținere la Consiliul Științific Specializat. În rubrica 5, prezentarea materialului, în capitolele 4 puncte din 5, suficient de echilibrat. În rubrica 6, metodologia cercetării, iarăși 4 puncte din 5, adecvată scopului. În rubrica 7, completitudinea datelor experimentale, observațiilor, similărilor, etc., deci iarăși 4 puncte din 5, prezentate parțial. În rubrica 10, implementarea rezultatelor obținute, la fel 4 puncte din 5, suficientă. În rubrica 11, expunere și argumentarea concluziilor, 4 puncte din 5, expuse suficient de bine. În rubrica 12, completitudinea surselor și referințelor bibliografice, 4 puncte din 5, suficientă. Și rubrica 13, corectitudinea stilistică și gramaticală a textului tezei, 4 puncte din 5, corect în temei. Obiecțiile sunt expuse la hotărârea Consiliului Științific de Profil, perfectate în baza procesului verbal numărul 1 din 05-02-2019, după cum urmează. De completat, paragraful 2.1 cu informații despre dezvoltarea culturii și verificație în perioada medievală. 2. De menționat renumitele crame domnești care au existat la Cotnaș și Bohotin. 3. De introdus la anexe nomenclatorul complexurilor vitivinicole existente pe teritoriul Republicii Moldova. 4. De introdus informațiile comparative adăugătoare privind rezultatele obținute în dezvoltarea interioarelor vinicole în Franța, Italia, Spania, România în perioada actuală. 5. De introdus în lucrare informația privind cramele mănăstirilor. 6. De accentuat atitudinea critică față de neajunsurile amenajărilor arhitecturale și interioare ale obiectelor de studiu. 7. De revăzut structura capitolului 3, subcapitolele sau subcapitole sau studii de caz. 8. De revăzut denumirile unor subcapitole, sunt specificate care sunt, și a capitolului 4. 9. De reformulat scopul în adnotare. 10. De rescris problema științifică soluționată. 11. De revăzut importanța teoretică și valoarea aplicativă a tezei. 12. De stabilit corespunderea cu relatarea lor în introducere și concordanța dintre adnotarea în limba română și traducerile în limbile ruse și engleză. 13. De revăzut cuvintele cheie. 14. De redactat concluziile la capitolul 1.2 și 4. 15. De redactat unele fragmente ale textului. 16. De adaptat lucrarea la cerințele actuale de perfectare a tezei de doctor aprobate de ANACEP 18 decembrie 2018. În continuare, aducem obiecțiile și sugestiile expuse în nota informativă a ANACEP din 6 martie 2020. 1. În introducere, compartimentul aprobarea rezultatelor cercetărilor științifice, pagina 14, se recomandă de completat cu informațiile privind proiecte reale, realizate sau concepte noi de dezvoltare a turismului în Republica Moldova. 2. Sub capitolul 3.3, la pagina 103, se recomandă de completat și cu informația despre autorii proiectelor unor sări de la vinăria Mlești Mici,
studenții UA, UTM, Departament Arhitectură și Departament Urbanism Design Urban. 3. Anexa 3, pagina 216, necesită a fi completată cu informația despre autorii proiectelor prezentate. Figura A3-72, figura A3-73. Foști studenți, actuali lectori universitari, Facultatea Arhitectură și Urbanism, Departament Arhitectură și Departament Urbanism și Design Urban, Sergiu Mândrescu, Vladimir Iepureanu și Ilie Cebăniță. Acestea sunt, deci, acestea, da, mulțumim, domnule secretar științific. După cum ați observat, cele mai multe obiecte și sugestii au fost făcute în cadrul discuției la secție, ulterior la seminarul științific de profil și cele mai puține trei obiecții, sugestii de la ANC. Aș ruga-o pe doamna Trifă, în linii generale, deoarece noi avem textele în documente, să răspundă la obiecțiile și sugestiile anunțate. În privința obiecțiilor și recomandărilor făcute la secția Arte Vizuale, într-un număr de 14, da? Vreau să zic că aceste obiecții și recomandări au fost discutate la ședința seminarului științific de profil, au fost acceptate de mine și au fost modificate în lucrare. Nu cred că e cazul să citesc încă o dată, vreau să zic că toate aceste condiții au fost îndeplinite. Ceea ce e legat de seminarul științific de profil, s-au făcut obiecții în număr de 16, dacă nu mă înșel, da? Vreau să zic că toate obiecțiile au fost de asemenea îndeplinite, au fost verificate de președintele seminarului științific de profil, doamna Mariana Șlapa, și a trecut lucrarea încă o dată Consiliul Științific al Institutului și recomandarea de a prezenta lucrarea mai departe la ANACEC pentru și a depune dosarul. Ceea ce referitor la obiecțiile și recomandările făcute de ANACEC, adică de evaluatorul din comisia de la ANACEC la specialitățile date, vreau să zic că au fost discutate aceste obiecții la ședința prealabilă a Consiliului Științific Specializat și dacă e necesar, pot să le citesc acum, încă o dată. Să le mai citesc? Nu. Nu e cazul ăsta. Cum ziceți? Aici sunt trei obiecții, de aceea le citesc foarte repede. În introducere, compartimentul aprobarea rezultatelor cercetărilor științifice se recomandă de completat cu informația privind proiecte reale, realizate sau concepte noi de dezvoltare a turismului în Republica Moldova. Răspunsul. Recomandarea nu este acceptată. Informația privind proiectele realizate sau conceptele noi de dezvoltare a turismului în Republica Moldova poate fi atribuită la creșterea interesului față de tematică, dar nu la conținutul și cercetarea temei care se are în vedere aprobarea rezultatelor cercetărilor științifice. Punctul 2. Sub capitolul 3.3, unde trebuia de menționat câteva persoane pentru că au participat la concurs și au efectuat proiecte, pot să spun că a fost completată această pagină cu următorul text. În 2007, în cadrul concursului studenților de la Facultatea Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei privind concepția unor noi săli de degustare încadrate în galeriile de la Mirești Mici, au fost puse în discuție variante ale posibilului design al spațiilor dezvoltate de câteva grupuri, printre care au fost menționați Sergiu Mândrescu, Vladimir Iepurean și Ilie Cebăniță. În privința obiecției numărul 3, la anexa 3 se ruga aceeași informație de adăugat.
Vreau să zic că în anexa 3, dar de acum e schimbată, e o altă pagină, 222, și dacă ați urmărit rularea acestor proiecte și am vedere imaginea, PowerPoint-ul, atunci în anexa care se numea extinderea complexului de degustare concursul propunerilor studenților de la UTM 2007, au fost menționați autorii acestor proiecte de design care și este arătată, vreau să zic, imaginea serilor regală și sarmată în figura 377 și 376. Și au fost menționați acești autori. Asta e tot. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Serică! Și acum se oferă cuvânt recenzenților oficiali ai tezii și vreau să vă rog pe domnul secretar științific Vitalie Malcuci să prezinte avizul domnului Ioan Agustin, care e motivat lipsește la ședințele astăzi. Da, deci este avizul domnului Augustin Ioan. Este un aviz pozitiv, dar dumnealui are unele obiecte. Dacă îmi dați voie să nu citesc în întregime tot avizul, dar să ne referim doar la obiecții și la concluziile făcute de domnia sa. Deci, una dintre primele obiecții ține de cuvântul teroar. Dumnealui menționează ceea ce mă duce la conceptul central al acestui tip de asociere dintre vie și arhitectură, pe care sunt surprins să-l văd lipsă din teză, cel de teroar. De altfel, sunt surprins să văd că termenii cheie menționați nu sunt și explicați sau definiți. Următoarea obiecție este următoarea. Cronologic, poate această istorie dinainte de actualitatea temei merită să șadă în text înaintea cele despre arhitectura actuală și viitoare. Și ultima obiecție ține de bibliografie. Dumnealui menționează, deci bibliografia este impresionantă și în bună măsură actuală. Un material introductiv despre stadiul la zi al bibliografiei ne-ar fi edificat în ce măsură autoarea are o distanță critică față de materialele publicate în 1901 sau 1936 de Nichifor Crainic, sau chiar în perioada comunistă, deci atât din România, cât și de la noi, din Moldova. Și în concluzie, domnul Augustin remarcă, cred că lucrarea poate fi susținută în ședința publică și cred că autoarea poate primi, ca urmare acestui efort de cercetare și redactare, titlul de doctor în arhitectură. Mulțumesc frumos. Vreau să rog pretendentă să vină în goază, să răspundă la sugestiile și propunerile domnului recenzent. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor Augustin Ioan pentru timpul oferit lecturii, tezei și pentru sugestiile formulate. Referitor la prima remarcă, privind lipsa analizei teroarului în lucrare, aș putea să menționez că, într-adevăr, teroarul în mod separat, și anume ca tema aparte, nu a fost abordată, fiind mai aproape de domeniul geografic, în cazul când sunt discutate aspectele naturale ale teroarului, sau de domeniul viticulturii și vinificației, în cazul când sunt supuse examinării componentele conceptului de teroar legat de alegerile pe care le face enologul. Adică alegerea soiilor de struguri, metodele de plantare, de tăiere și altele.
În lucrare au fost cercetate doar acele aspecte ale teroarului care sunt în stare să modifice arhitectura construcțiilor vitivinicole, exercitând o influență vizibilă asupra conținutului, caracterului și formei acestora. Componentele teroarului, precum forma terenului, expoziția și influența vântului rece nordic, în cazul nostru ce ne interesează, care influențează direct arhitectura construcțiilor vitivinicole, sunt examinate în paragraful 4.1. Exemplificări în text, cramele de la Bulboaca, în paragraful 3.2, și vinăria Păpăiana, paragraful 4.3.3. Terasele de la Caminca, paragraful 3.1, aici sunt scoase în evidență alte componente, precum clima, tipul solului, schimbarea temperaturii de la zi la noapte, care iarăși se reflectă într-o arhitectură a zidurilor de sprijin din piatră de o anumită factură. A doua observație. Nu sunt explicați sau definiți, cum zice domnul profesor, termenii cheie. După cât înțeleg, se are în vedere elaborarea unui glosar de termeni. Aici aș putea să vă spun că tezele de doctorat sunt redactate conform ghidului ANACEC, care nu impune definirea cuvintelor cheie adăugător decât în expunerea materialului. Totodată, nu resping recomandarea care ar putea fi într-un alt format al lucrării. Referitor la cuvintele cheie ale tezii, expuse în introducere și anotări, ele se regăsesc în text, sunt explicate și exemplificate pe parcursul lucrării. Încă o sugestie apărută în urma lecturării tezii privind unele senzații pe care le-a avut domnul profesor, citesc de vertij, a relatării cronologice care ar putea fi înlăturată la publicarea lucrării. Accentuez la publicarea, nu în cazul dat al tezii care o prezint. La care aș putea spune că atunci când e vorba de publicare, teza de obicei, sau chiar în cele mai dese cazuri, e revăzută. Și, desigur că nu resping recomandarea, pentru o monografie viitoare ar putea fi un lucru benefic. La următoarea remarcă, vreau să zic că domnul profesor ar dori în lucrare să fie apreciată critic niște materiale care eu am făcut referire în teză. Și el accentuează, deoarece domnul secretar științific nu a spus în nici amănunte, două lucrări care sunt menționate. Nichifor Crainic, ce înseamnă tradiționalismul? Și a doua lucrare aparține domnului profesor Augustin Ioan, un discurs funebru la căpătâiul realismului socialist. Ambele lucrări sunt utilizate în text ca lucrări generale care scot în evidență anumite direcții sociale, precum tradiționalismul și globalizarea la Nichifor Crainic și schimbarea opticii asupra arhitecturii țărilor din lagăr socialist după discursul lui Nikita Hrușciov din 7 decembrie 1954 la conferința unională. Vreau să zic că asta e tot ce aș putea spune la aceste obiecții. Mulțumim, doamna Tripa. Acum oferim cuvântul referentului oficial, doamnei Aurelie Carpov, doctor în arhitectură, conferențiar universitar de la Universitatea Tehnică a Moldova. Doamna Aurelie, ne auziți? Da, da. Vă sunt ce mă văd și mă aud. Mă auziți și din asta? Te auzit, vă auzim foarte bine. De văzut mă văd. Acum, gata. Vă vedem și pe ecran mare. Seamnă că este o întâmplăție. Eu o să dau citire avizul meu pentru ca să fie mai repede schiat. Tema arhitecturii întreprinderilor de vinicule până unde mult nu era abordată în literatura de specializare din Republica Moldova. Este de menționat faptul că primele publicații de acest fel au apărut semnate de Aurelia Tuhan în ultimii ani și mi-au atras atenția atât prin notarea subiectului, cât și prin gândirea critică și abordarea teoretică a expunerii materialului. El mi-a înaintat spre susținere, se înscrie în domeniul priorităților de cercetare, care vizează cuprinderea obiectului de studiu, luând în considerare importanța domeniului studiului, pentru economia, Republicii Moldova și schimbarea strategiei de dezvoltare a întreprinderilor
în clinicule, în condiții de creștere cu componente de piață, pe piața internă și externă a domeniului, bazată pe integrarea inovațiilor sociale care există în mașină nouă a tinerilor au făcut. Astfel, lucrarea recuperează un domeniu important care permite acestea să fie exploatate în devine realizării de copii, de completarea bugetului statului și ceea ce nu poate fi calculat în bani, cu oportunitatea promovării în lume a imaginii benefice a Republicii Moldova. Din o țară în care creșterea este divină și producerea vinului sunt în rezultate sociale, având o cultură a vinului dezvoltată, Republica Moldova îndomnește în prezent dificultăți la capitolul prezentării producerii, cedând perioada de vinicule dezvoltată. Necesitatea de a aduce accente de prendere unei întreprinderi din clinicule apare în contextul crizei economice de la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21. Soluționarea acestei probleme, autoarea o vede prin remodelarea caracterului și morfologiei complexelor din clinicule, remarcând că arhitectura expresivă, cu un aspect vizual recunoscut, atrage mai multă atenție asupra brandului său, servește la publicitate și ridică statutul producătorului. Teza reprezintă un studiu științific amplu asupra subiectului meu, tratat detaliat din punctul de vedere istoric, conținând descrierea arhitecturii obiectelor reprezentative și stabilirea particularităților de formare a arhitecturii lor și a teritoriului din intern definit prin elementele de organizare convențională, modelarea unor structuri optice, schimb la evoluția eminentă a arhitecturii, tehnicii și tehnologiilor de produs. Structura crizei este utilizată și justificată metodologie. În cadrul studiului au fost utilizate mai multe metode clasice și specifice de cercetare a arhitecturii susținute de surse grafice, inedite și fotofixate. Autoarea dă dovadă de o bună pregătire teoretică confirmată de parcursul celor patru capitole ale lucrării. De la construcție utilizată la obiect arhitectural, bazat pe depistarea multiplelor concepte ce au influențat arhitectura întreprinderilor din vinicule moderne, contribuind la distanțarea lor de arhitectura structurală, intenționând preocupările de loc din teoretic și de plăsare din domeniu. Este de menționat faptul că autoarea studiază situația, investigând diverse surse bibliografice în română, franceză și engleză, și permit să controleze fenomenul globalizator al proceselor de transformare a arhitecturii complexelor epidemiculă în general, dar ar trebui să utilizeze acest material pentru prognosticarea posibilităților de evoluție a fenomenului Republica Moldova. Totodată, este destul de convingătoare în definirea funcțiunii de arhitectură epidemiculă, gen de arhitectură industrială și civilă. Cercetarea stereografică și analiza abordărilor teoretice de dedicare la arhitectura camerei, interpretarea proiectelor de arhitectură expuse în acest articol, au dus la confirmarea formei problematice vizuale, subiectul este actual din punctul de vedere al valorii creștine psihice și salvardării patrimoniului industrial de dimensiuni, oportun și prospectiv, creșterii în evoluție viitoare a întreprinderilor și clinicuri dependente de o societate consumeristă prin o stată de autarea prin analiză unor fapte și tendințe noi. Capitolul 2 din teză, etapele de constituire a arhitecturii complexurilor de clinicuri pe teritoriul Republicii Moldova, este o elucidare integrală pe tot segmentul cronologic propus în spațiul actual al Republicii Moldova, cu privoarele medievală și antică, scările radicale suportate de întreprindere de vinicului pe parcurs. Analiza efectuată îi permite controlarea factorilor contextuali și generatori a arhitecturii contextelor vinic. Forțele sociale, comunitățile economice, presiunile politice, crizele culturale și așa mai departe. În rezultatul cercetării au fost delimitate perioade de discuții de evoluționare a soluționării arhitecturale a construcțiilor de clinici, de la arhitectura vernaculară determinată de procedurile tehnice locale, caracteristică teritoriului în diversul unui perioadă de realitate,
se produce trecerea de lacte pe la profesionistă cu aspectul determinat de orientările stilistice în vol în secolul al XIX-lea, ca mai apoi, odată cu instaurarea socialismului de stat, din a doua jumătate a secolului XX, să se schimbe radical într-o arhitectură cu aplicarea soluțiilor tehnice standardizate în baza proiectelor modele. Iar de la începutul secolului XXI se devine o arhitectură a obiectelor de studiu turistic. Spatele în evidența căsăturilor constructurilor de clinicule permite o mare reconstruire a faptului categoriei identitare. Capitolul 3 de viteză vine să argumenteze locul deosebit și rolul important al unor întreprinderi de clinicule, cât și unor planșapte, Republica Moldova. Integrarea bine realizată din de vedere arhitecturală. Este sesizată atitudinea specială a autoarei față de cele mai reprezentative obiecte luate ca spre cercetare, precum terasele pentru vii de la Canepa, Cama de la Bobocca, galeriile subterane ale complexurilor unicului de arhitectură, Miești Mici și Brănești, care dimensionează pe tipul elementelor aspect, formă, coloră. Demonstrând soluții unice de terasare în Moldova, apărute la începutul secolului al XIX-lea, terasele cu ziduri de sprijin din piatră de la Canepa, care reprezintă una dintre interesantele realizări de acest gen în Europa, îndurează o față de terase care detalează și valorii istorice de marcate în Italia. Un alt obiectiv care merită, fără îndoială, atenția noastră este Crama de la Bobocca, înscrisă în istoria reivindicației autohtone ca model progresist al cranilor din Europa de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Proiectată cu trei niveluri cu implementarea tehnologiei gravitaționale. Autoarea prezintă documente inedite care derivă acest fapt. De asemenea, în premieră este expus un material despre galeriile subterane din comuna Cărescu, specializat în domeniul de edificație spre sfârșitul secolului XX, aparținând unui mine vechi de exploatare a calcarului, unde s-a păstrat amprenta pietrarilor ce utilizau doar dălțele și ciocane, de la sfârșitul secolului al XIX. Paragraful final ne dezvăluie numele artezilor care au luat parte activă la aranjarea galeriilor subterane, atât în perioada Răsăriei, cât și Lecen, astfel au fost făcute cu multe proiectele arhitecților Valentin Vesepovski și Vladimir Porștein, în complexul subteran Cricova, Robert Kurz, Pivnițe de Brănești, în anii 70 secolului XX, și ale arhitecților Igor Apostolul și Valeriu Zesenco în anii 2006-2007, Sfântul Cârjă 2013. De asemenea, au fost aduse în lume ale artiștilor plastici care au contribuit la conștientizarea necesității transformării actuale de integrare a artului în complexul lui Dumitru Ion Tadie, Vasile Nașco, Dumitru Gheorghi, Asumă Dumitru Costandachi, Nicolae Trișan, Ecaterina Popescu, Ecaterina Așbet, Ecaterina Romanescu și Gheorghe Jaudu. Procesele arhitecturale de reformare a arhitecturii complexelor din Dumitrule, desfășurate la etapa actuală, în Republica Moldova, se regăsesc în capitolul 4, având drept scop evidențierea principiilor specifice de constituire a aspectului arhitectural al clădirilor complexului, vitrinicul autohton modern vizând integrarea funcțiilor non-producție, reorganizarea teritoriului complexului, păstrarea aspectului arhitectural al clădirilor istorice, abordarea calității peisajului și mediului natural aferent complexurilor vitrinicului, etc. Și modelarea unui structuri complexe ce include mai multe zone, printre care cele orientate spre satisfacerea preferințelor publicului vizitator. În capitolul dat, s-a reușit într-un mod clar să se prezintă o analiză profundă a șatoului Barberi din Orfei, Turcat, Nimic din Boaca, remarcându-se păstrarea valorilor tradiționale și importanța imaginii locului ca element principal al definirii identității acestora. Facem poate numele arhitecților autohtoni, autori de proiectul, Mihai Renciu, Leonid Dumitrașu, dar și al arhitectului italian Arnaldo Grande, care implementează procedeul atât a interioarelor, cât și a teritoriului în regim, într-un proiect de refuncționalizare a complexului de la Bobocca,
devenind mai experiment cu integrarea unui arhiv străin într-un proiect autohton, experiență prezent folosită la nivel mondial. Sfârșirea unui noi identități speciale, unui nou cadru ambiental, autoarea ne demonstrează prin cercetarea proiectului realizat de Vasile Stratu. Primăria Poneană reprezintă o nouă obiecție de organizare convoluțională a subiectelor cutinicului din Republica Moldova, alcătuită dintr-un singur volum, cu accentul pe crearea unui aspect mondial. Capitolul se finalizează cu expunerea prognosticului modelului optim al complexului cutinicului, se încadrează atât tendințe de evoluție industrială prin tehnologia tradițională, cât și o nouă identitate arhitecturală bazată pe unificări în structura funcțională și spațială între cutinicului, grupara și exclusivitate istorică. Concluziile și recomandările finale din teza de doctor Aureliei Trifan sunt corect expuse, ei vorbim în mod logic și argumentat din conținutul lucrării, sunt compartimentul dat este rezultatul totalizării cercetării publicoase, cu prezentarea formulărilor concluzente, bazate pe aportul substanțial adus de autoare, prin publicarea a 11 articole în reviste de specialitate naționale acreditate și produceri de lucrări pentru instituțiilor științifice naționale și 17 tăzi ale comunicărilor următorului științifici internaționale din Republica Moldova și România, cu un volum total de 10.2.1. Materialele din acestui științific pot fi utilizate în elaborarea strategiilor arhitecturale cu cuvântul privind sustenabilitatea complexului de obiectiv din Vișin. Totodată, materialele fizice vor avea un impact asupra valorificării patrimoniului industrial și privind. Rezultatele cercetării, fără băiată, vor fi utile pentru întâlnirea viitorilor arhitecți, puse în suporturi didactice pentru discipline teoretice și practice a cursurilor în stare și în calitate de material informativ cu parter turistic. În contextul celor relatate, considerăm teza de doctor arhitectura complexurilor privinitului Vindeș în Stavodoro, reprezintă, în opinia noastră, o lucrare științifică actuală și importantă, care corespunde exigențelor față de o teză de doctorat în domeniul teoriei și istoria arhitecturii, iar autoarea merită contribuirea titlului de doctor în arhitectură. Și în afara avizului pe care l-am dat citire, am o recomandare, un cel mai apropiat viitor, acest material să fie transformat în monografie pentru ca toți noi să putem să ne mântăm de tot ce avem și a fost cercetat de Aurelia. Mulțumesc! Doamna Carpov, vă mulțumim și noi. Și acum o invit în prezidium pe doamna Trifa ca să răspundă la obiectele și sugestii de noastră. Prezidiu, vă doresc! Dacă nu sunt, la recenzii. Dacă nu sunt. Aveți? Dacă nu sunt. Eu mulțumesc mult referentul oficial, Aurelia Carpov. Am citit cu, adică am ascultat cu mare plăcere ceea ce a spus. Sunt bucuroasă că m-a apreciat la un așa un nivel. Și în privința ultimii recomandări sau observații majore de a publica în timpul apropiat, desigur că e cam complicat. Vreau să spun că aici trebuie iar din nou efort, dar mă voi strădui. Vă mulțumesc! Cuvânt Secretarul Științei pentru a da citire recenziilor venite din partea unor persoane și asociații. Avem total 7 avize din afară. De asta vreau să remarc faptul că nu este nicio obiecție. Toate avizele sunt pozitive.
Dacă îmi permiteți, n-am să dau citire textului integru al avizului, ci doar încheiere. Dacă sunt de acord sau nu sunt de acord, deci domnule, ca să se confere tipul științific conform specialității. Deci avem un aviz de la președintele Uniunii Arhitecților din Republica Moldova, domnul Povar Iurie, care menționează, având în vedere actualitatea, noutatea și originalitatea științifică, valoare teoretică și practică a cercetării, considerăm că teza de doctor a doamnei Aurelia Trifan poate fi recomandată pentru susținere la ședința Consiliului Specializat din cadrul Institutului Patrimoniu Cultural, aprobat de ANACEC, din 28.02.2020, iar autoarea ei merită conferirea titlului de doctor în arhitectură. Următorul aviz este din partea doctorului habilitat în științe tehnice, Gheorghe Arpentin, director al Oficiului Național al Viei și Vinului. Dumnealui la fel remarcă că teza de doctor corespunde cerințelor ANACEC și poate fi recomandată pentru susținere la ședința Consiliului Științific Specializat, iar autoarei Aurelia Trifan merită conferirea titlului de doctor în arhitectură. Următorul aviz este din partea domnului Iurie Hangan, arhitect șef de proiect de la Urban Proiect, care la fel menționează că valoarea științifică, practică și formativă acestei lucrări este bună. Așa, considerăm că lucrarea cercetătoare Aurelia Trifan corespunde întru totul exigențelor față de o teză de doctorat în domeniul teoriei și istoriei arhitecturii și susținem acordarea competitoare titlul de doctor în arhitectură. Următorul aviz este din partea domnului Igor Apostolov, om emerit al Republicii Moldova, arhitect principal din Rural Proiect. Dumnealui menționează disertaționная работа Трифан Аурелии, представленная на соискании ученой степени доктора архитектуры, соответствует требованиям, предъявляемым к научным исследованиям. Автор заслуживает присуждения ученой степени доктора архитектуры по специальности теория и история архитектуры. Următорul aviz la fel este în limba rusă. Este din partea domnului Valerii Zacenco, directorul întreprinderii Design Lux, care menționează. Citaю, що представлена їх защитна диссертація соответствует квалификационным требованиям, а ее автор Трифан Аурелия заслуживает присуждения степени доктора архитектуры по специальности теория и история архитектуры. Вем на вес департия домнулый Влад Мудырко, он мерит Республики Молдова, vicepreședinte al Uniunii Arhitecților din Republica Moldova, care la fel menționează că teza de doctor corespunde cerințelor, iar autoarea ei merită conferirea titlului de doctor în arhitectură. Și un ultim aviz din partea arhitectului Sergiu Câjă, arhitect de la Arco Partener, SRL, care menționează teza de doctor poate fi recomandată pentru susținere publică, iar autoarea merită conferirea titlului de doctor în arhitectură. Mulțumesc!
Mulțumesc. Mulțumesc și noi, domnul Renal Bărș. Am trecut în mai mult de jumătate din etapele acestei susținere și trecem la discuția asupra valorii științei și estetii. Întrebări sau sugestii, părerile membrilor Consiliului Științei Specializate. Iar pretendentul va răspunde la ele. Eu aș vrea să ofer cuvântul, în primul rând, oaspeților noștri de la Iași. Domnului Drișcu Mihai Cornelie, doctor în arhitectură, potențial universitar, Universitatea Tehnică Gheorghe Sacă din Iași, Școala Doctorală, București, România. Domnul Drișcu, vă ascultăm. Mă auziți? Mulțumesc! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Este a doua oară când particip la la susținerea unei teze de doctorat. A doua oară după foarte mulți ani și sunt foarte bucuros de lucrul acesta și în continuare putem să vorbesc și numele lui Dragoș. O să ne exprimăm întotdeauna susținerea și sprijinul pentru ceea ce facă dumneavoastră și pentru studiile pe care le întreprindu. În legătură cu teza de doctorat prezentată astăzi, am parcurs-o cu interes. Este un domeniu care, odată mai mult, unește Republica Moldova și cu Moldova noastră de din pace. E de o complexitate foarte mare, ceea ce și a și demonstrat în prezentarea doamnei Trifan și în parcursul tezei. Are o componentă semnificativă, evident istorică, și care ocupă o mare parte din teză. Probabil datorită complexității acestei teme și modalităților diferite de abordare, dintre care am să menționez numai două, o componentă care face trimitere la arhitectura organică, cealaltă la o arhitectură sustenabilă, a făcut ca autoarea probabil să expedieze în foarte puține fraze aceste modalități de abordare. Sigur că eu m-am plecat mai ales asupra arhitecturii contemporane, proiectă totul specializării mele. Și aici ar vrea să subliniez, pe de o parte, în continuare a ceea ce a menționat și probabil profesorul Augustin Ioan, o abordare prea puțin critică, mai mult descriptivă, a exemplelor care au fost analizate. Sigur că exemple din Republica Moldova. Și aici mă refer la, să zicem, ultima realizare remarcabilă de altfel, Dumnezeu Poiana lui de arhitectură, domnului Vasile Stratu, o operă de arhitectură importantă, apărută recent, și care a fost și premiată la Biennala pe care am organizat-o noi, la Iași, la Biennala în care Republica Moldova a fost invitată, a și luat și un premiu. Și sigur, mai sunt două abordări remarcabile, cea lui Mihai Renciu și cea menționată deja de la Bulboc. Sigur că modalitățile de abordare nu sunt primiți. Poate fi din Mai aproape de microfonul. Dar nu pastișă. Deci aceste aspecte ar putea fi analizate probabil mai detaliat în următoarea, să zicem, dacă doamna Tetano va publica, s-ar pleca probabil unei cărți, să facă mult mai mult atractiv. În același lucru, încă două mențiuni aș face, referitoare la exemplele faimoase a unor mari arhitecți care au fost menționate. El apare într-o listă care se repetă de la pagina 33 și după aceea reluată aproape identic, într-un alt context, la pagina 42. Deci se repetă aceste liste cu arhitecți celebri, singur în arhitectura
contemporan. Vreau să menționez că sunt în literatură de specialitate arhitecți în devenire mai degrabă cu niște realizări absolut uzitoare. Și care au fost care merita și ei menționați, chiar dacă deocamdată nu sunt atât de cunoscuți ca câștigătorii ai premiului Pritzker și cei înșirați aici. În următoarele pagini, cam în 5-6 pagini, aceste lucrări, remarcabile într-adevăr, sunt și descrise. Dar, la fel, faptul nu a fost suficient pentru o analiză de care, probabil, pe care ar fi meritat. Și, sigur, subiectul Doamnei Tetan erau vinăriile și cultura vinului și ambiției de vin în Republica Moldova. Și aici aș face două comentarii. Sunt în România câteva, din păcate, nu foarte multe, realizări contemporane. Le-aș menționa pe cele două al lui Alexandru Berdeman și al lui Șerban Struga, de exemplu, dar sunt mai multe și care ar fi meritat prezentate, stăteau foarte bine alături de aceste exemple din arhitectura mondială, preponderent european, menționate deja. Și sigur că, în primul rând, aș menționa și similitudinea între cele două Moldove. Avem și noi cultura iubiției de vie, menționată din punct de vedere istoric foarte, foarte corect, și din punct de la antichitate până în analiza foarte bine făcută a statului, aceea este bună cultura iubiției de vie, în spațiul Carpatului, în Ramidonul Ponti. Dar Moldova noastră, cel puțin în Moldova, nu a beneficiat nici pe departe de o abordare din punct de vedere arhitectural cu o asemenea calitate cum sunt cele din Republica Moldova. Aș mai face două remarci referitoare la concluzii. Probabil una ar fi în ceea ce privește câteva recomandări de abordare, un fel de manual, să-i spunem așa, de abordare a acestor teme, după cele ce am menționat la început, posibile abordări în viitor, concretizate, din păcate, cum a spus doamna Carlos, și felicitări, doamne Trifan, pentru teza de doctorat pe care am citit-o și a fost prezentată foarte bine, și cu speranța că poate va urma și o carieră academică, pentru studenții să beneficieze și ei de rezultatele acestei cercetări și singura cercetări viitoare. Felicitări încă o dată. Vă mulțumim, domn profesor, și dacă nu aveți nimic împotrivă, pretendenta la dictu va răspunde după ce vor fi audiate toate sugestiile. Vreau să-i ofer cuvântul domnului profesor Dragoș Ciolacu. Da, încă o dată bine v-am găsit. Sper că mă auziți, da? Excelent. Bine. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a face parte din acest colectiv select. Și mai important decât asta e faptul că mi-ați oferit posibilitatea să descoper un domeniu foarte important pentru zona Moldovei, Moldova dumneavoastră, pe care, sincer să fiu, știam mai mult din perspectivă comercială. Spuneam că am descoperit un domeniu care pentru noi este, și pentru noi, în general, pentru cultura noastră, este fundamental. Este un domeniu de patrimoniu, cred că și universal. Fiindcă ceea ce se întâmplă în ramura asta, în Moldova, cred că ține de o latură identitară foarte, foarte importantă. E lăudabil că ați valorificat-o atât cât ați putut până acum și intențiile sunt lăudabile, fiindcă cred că există o tendință și ar fi păcat să nu valorificați un asemenea tezaur de identitate.
Așa că eu am citit cu atenție și am făcut aprecieri pozitive în ochina unor recomandări și observații obiective, până la urmă, și constructive. Poate dacă era inclus sau, mă rog, contextualizată această, eu știu, exemplele care s-au dat, care s-au la baza acestei teorii greco, erau contextualizate într-un amploare mai largă, inclusiv Moldova noastră, pentru la Cotnat, și poate dincolo de Nistru, nu prea știu lucrurile astea, dar cred că există. Cred că există pe această paralelă, să zicem, indiferent de granițe și de diferențe, cred că există această preocupare și s-a dezvoltat unitar și plenar și la cote care, sigur, astăzi le apreciem ca, ca o moștenire. Un alt aspect, poate subiectiv, din punctul meu de vedere, faptul că s-a... Poate sunt prea multe exemple din amenajări interioare, care nu sunt, poate, toate la nivelul unui actualități. Și care, sigur, amenajările astea pot fi, sunt trecătoare, să zicem așa, pentru una sunt și nevoia să împrospătăm interior. De aceea cred că, prin modul cum a fost structurată această teză, cred că aduce sau impune o faptul un curent care să actualizeze patrimoniul care îl aveți, care, adică să fie pus în actualitate prin valoare arhitecturală și, sigur, printr-o amenajare interioară de corespunzătoare. Deja s-au făcut niște pași și, așa cum zicea și colegul meu, Mihai Drișcu, sunt și în România, mai timide față de plan mondial, fiindcă asistăm, de fapt, la o revenire în actualitate a acestui domeniu și o dezvoltare, este, de fapt, un program, și vreau să menționez aici că noi acordăm la facultate un interes deosebit acestui program, adică a vinăriilor, și aproape fiecare ediție a diplomelor există câte una, două abordări de genul ăsta. Chiar vreau să menționez că anul ăsta, și așteptăm, de fapt, diploma, există o lucrare de diplomă foarte bună, cu o vinărie undeva lângă Chișinău. Deci este de actualitate, este interesant, este de mare interes și, de fapt, cu toții cred că așteptăm materializarea acestei cercetări științifice într-o carte, nu? Într-un material care este accesibil tuturor, de la cei care sunt sau se specializează, până la publicul de rând, fiindcă asta ar face un mare serviciu, chiar și în specialitatea noastră, dar și turistic și de cunoaștere a regiunii dumneavoastră. Remarc și vreau să vin cu încă o apreciere, modul foarte echilibrat între cercetarea științifică pe care a făcut-o doamna și tradiția care este foarte importantă în acest domeniu. Deci acest echilibru între cercetarea științifică riguroasă și tradiția pe care a valorificat-o și a expus-o cu mare a trezit interes, de fapt, apreciez foarte mult lucrul ăsta. În consecință, ca să nu vorbesc foarte mult, încă o dată felicit pe doamna pentru efortul depus și, sigur, recomand acordarea titlului
științifică de doctor în arhitectură și așteptăm cartea. Mulțumesc mult, domn profesor. Și noi suntem recunoscători. Ne-a lăsat în aceste timpuri dificile și sper că va trece pandemia să spui la Munte Misola, Chișinău sau la Iași. Multă sănătate! Mare plăcere, vă așteptăm. Cu niște evenimente, din păcate, anul ăsta nu știu dacă se va mai realiza, dar sunt foarte importante pentru presa noastră. Să ne întâlnim, ne știți probabil evenimentele de la Iași, de la Suceava, sunt foarte importante pentru presa noastră. Să sperăm că o să le reluăm, cred că așteptăm. Mulțumesc mult! Aș vrea să adaug că putem să ne întâlnim, cum a spus dumneavoastră, și la Chișinău și la Iași. Sperăm că manifestările care facem deja tradițional în octombrie să poată avea loc. Și poate a fi o idee, mai vreau să spun, am citit cu interes în lucrare, acea idee, după care materializată sau materializată până la un punct al orașul vinului, pe care Guvernul Republicii Moldova a intenționat să-l promoveze, drumurile vinului și poate n-ar fi o idee lipsită de interes ca aceste drumuri ale vinului să lege, de fapt, vinăriile de dincolo și de dincoace de curte. A fost o idee interesantă. Mai rămâne de realizat. Mulțumim mult. Sănătate. Aș vrea să ofer cuvânt domnului Cuci, doctor în arhitectură, conferința la Universitatea de la Universitatea Tehnică Moldova. Doamna, veniți, vă rog, aici în față, la ecran. Несмотря на то, что соискатели, я знаю, наверное, больше всех по времени, познакомились, когда она еще была на первом курсе, вот я постараюсь кратко изложить свою позицию по отношению к этой работе. Потому что само название темы «Винодельческие комплексы» как бы не всегда ассоциируется с архитектурой. И хочется выразить большую благодарность то, что автор смог именно начиная с момента образования винодельческих комплексов и учитывая то, что она провела исследования исторические, архивные и нашла и владение графа Винкельштейн, который в Каменке организовал одну из первых виноградок Умыса, виноградолечебницу, и до наших дней. И вот эти все и типологические изыскания, выкладки, и расклад по периодам, по этапам, в зависимости от социальных, экономических условий, политических, это все очень детально проработано в работе Аурелия. Вот. Основные выводы и рекомендации, конечно, носят практический характер, и я присоединяюсь к тем пожеланиям, что хотелось бы увидеть иллюстрированное, хорошо иллюстрированное издание этой выполненной работы, вот, для того, чтобы не только местное население, студенты, но и туристы, я думаю, с большим удовольствием будут приобретать подобную литературу. И это также для развития исторических моментов, развития социальных, бытовых, региональных особенностей культуры виноделия, которая непосредственно связана с бытом народа, с его традициями, с его современными моментами. Ну и что касается архитектуры комплексов, естественно, она преодолевает трансформацию, потому что появляются многофункциональные комплексы, это не чистая технология изготовления и продажи вина, как раньше было в криковских подвалах, которые использовали уникальные штольни. Это, в общем-то, уникальные подвальные сооружения, вот, которые тоже являются своеобразными региональными особенностями. Ну, а далее уже, конечно, помимо технологий пошли и всевозможные туристические, дегустационные развития комплексов, да даже сейчас и сбор винограда, участие в технологии изготовления этого вина. И, естественно, появляются помимо дегустационных залов и гостиничные комплексы, где люди могут приезжать, отдыхать, вот, и непосредственно смотреть за всем этим процессом.
Я рад, что Аурелия, ну, учитывая ее методичность, педантичность во всем, вот, смогла это систематизировать и создать полноценную работу, которая соответствует степени доктора архитектуры. Спасибо за внимание. Mulțumesc, profesor. Vreau să invit în prezidium doamne Brigadei Ionora, doctor, profesor universitar. Stimate președinte, secretar al Consiliului Specializat, onorată asistență, bună ziua. De la bun început aș vrea să menționez că teza doamnei Aurelia Trifan, arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova, ce reprezintă o investigare în domeniul teoriei și istoriei arhitecturii, este o lucrare de pionierat. Arhitectura complexurilor vitivinicole nu a fost studiată și analizată până în prezent, dat prin faptul că Republica Moldova este o țară agrară, unde vinificația a avut și are un rol esențial în economia țării, elaborarea studiului privind dezvoltarea complexurilor vinicole este de primă importanță, în special astăzi când aceste complexuri devin obiective ale industriei turistice. Galeriile subterane de la Cricova și Melești Mici, adevărate orașe subterane, cunoscute în întreaga lume pentru labirintele sale imense și colecțiile prețioase de vinuri fabricate în Republica Moldova, au devenit centre de atracție pentru specialiști și publicul larg. Teza doamnei Aurelia Trifan reprezintă o investigație temeinică cu sondări în adâncime ale problemei cercetării și evaluării specificului arhitecturii complexurilor vinicole din Republica Moldova. Sunt studiate atât construcțiile vitivinicole specifice arhitecturii tradiționale, cramele, cât și arhitectura complexurilor moderne din Republica Moldova în contextul mediului ambiental. Traseele de la Kamenka, Crama, de la Volboaca, galeriile subterane de la Cricova și Mileștii Mici, din Comuna Cerescu, Dinăria Poiană. Merită de apreciat că investigația vizată se bazează pe o abordare documentară, acumulând și analizând multiple surse. Proiecte arhitecturale, documente oficiale, material foto, interviuri cu arhitecți, ceea ce a condus în final la elaborarea bazei conceptuale a construirii arhitecturii vinăriilor moderne, la revaluarea noilor și evidențierea noilor direcții de formare și nuanțare a limbajului arhitectural. În linii generale, sunt respectate toate cerințele înaintate de ANACE. Tema, scopul și obiectivele cercetării se axează pe evaluarea identității arhitecturale a complexurilor vitivinicole din Republica Moldova și sunt corelate cu direcțiile prioritare de cercetare, dezvoltare a țării și cu tendințele științei mondiale. Fundamentarea teoretică și metodologică a cercetării este relevantă, materialul cercetării este prezentat clar și convingător. Conținutul este consistent și reflectă importante aspecte ale arhitecturii vitivinicole. Textul este structurat logic, echilibrat, stilul expunerii este clar și accesibil, iar concluziile sunt argumentate. Se utilizează o bibliografie relevantă de dată recentă. Ceea ce ține de obiecții au fost făcute în cadrul susținerii preliminare și am observat că doamna Aurelia Trifan a fost destul de receptivă, deci ceea ce ține de obiecții și au fost înlăturate în varianta finală. Având în vedere actualitatea, noutatea și originalitatea tezei Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova, realizată de Aurelia Trifan, credem că autoarea merită să îi se confere titlul de doctor în arhitectură. O felicit pe doamna Aurelia Trifan, dar și mai mult, deci aș vrea să menționez aportul conducătorului doamnei Aurelia Trifan, doamna Tamara Nesteru, doctor în studiu artelor, conferențiar, cercetător. Deci, cred că
faptul că a fost ghidată de un specialist în domeniul arhitecturii de rang înalt, a și contribuit la realizarea acestei teze. Felicitări! Mulțumim mult, doamnă profesor! Vă rog să vină cu sugestii de sare pe domnul Sergiu Ciocan. Bună ziua tuturor! Felicitări încă o dată doamnei Aurelia Trifon și conducătorului doamnă Tana Ministru pentru această lucrare. Multe lucruri care am vrut să le spun au fost deja verbalizate aici către antevorbitori. Sigur, lucrarea realizată deci merită aprecierea necesară și ca lucrare de pionierat în domeniu. Aș vrea doar să mă opresc asupra unor lucruri care sper să fie realizate deja la momentul editării acestei lucrări, fiindcă unul dintre elementele de bază a oricărei teze este și în viziunea mea și popularizarea rezultatelor ei și în acest sens cel mai bun instrument este editarea. Deci la momentul editării, adică să se atragă mai mult, poate o atenție mai mare în partea de introducere asupra informației istorice despre apariția planelor în țara Moldovei, adică când au fost ele pentru prima dată, de care este primul document unde au fost ele menționate, deci care, adică, și iarăși, adică de făcut o analiză acestor documente, clar, aici este vorba doar de partea de introducere. Și în ceea ce privește, dacă vorbim de analiza situației la complexurile vitivinicole de astăzi, poate să se atragă o atenție mai mare asupra chestii care ține de faptul că multe dintre ele au statut de monument. Deci să se facă și o analiză cum acest statut a fost respectat la intervențiile moderne asupra acestor complexe de clinicuri. În rest, încă o dată mă alătur tuturor referitor la realizările acestui demers științific și clar că ea, deci doamna Aurelia Trifon, merită continuarea titlului de doctor în arhitectură. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mult. Și vreau să invit pe doamna pretendentă să răspundă la sugestiile și obiectiile care au fost făcute de a mea de Consiliul Științific Specializat. În primul rând, aș vrea să mulțumesc membrii Consiliului Științific Specializat pentru faptul că au studiat amănunțit lucrarea mea și au găsit momentele care ar trebui să fie puțin schimbate. Și sunt de acord, vreau să zic că vorbind despre recomandările domnului Drișcă, da, trebuie de atras atenție, să zicem, mai profund asupra atât arhitecturii mondiale care se dezvoltă și cum atrase la atenție la arhitectura sustenabilă. De ce este mai puțin arhitectură sustenabilă în, vreți că informație, în singur lucrarea de astăzi care e prezentată, deoarece la acest capitol Republica Moldova nu stă cel mai bine
Și dacă vorbim de niște panouri solare, fotovoltaice sau alte momente care cere arhitectura sustenabilă, adică noi rămânem, desigur, undeva în urmă. Ceea ce se rezolvă este problema arhitecturii bioclimatice, deoarece odată cu vorbim despre crame, știm că pivnițele fiind adâncite, de acum posedă unele calități care, de exemplu, mențin temperatura optimă pentru vinuri, sunt, de exemplu, cum am spus, alt caz, cramele gravitaționale care, desigur, păstrează acest proces gravitațional pentru a obține vinuri fine și rafinate. Ceea ce sunt de acord că ar trebui de lucrat la unele momente ale tezei. Ce mi-am aici, mi-am notat? Nu mai știu, concluziile, da? Da, ar trebui ceva de lucrat, poate să fie ceva mai mult practic. Domnul Ciolacu, vreau să vă spun mulțumesc pentru această sugestie de a folosi area mai largă, nu atunci când folosesc singur acest areal Danubian-Pontic, aici e una, dar atunci când vorbim în genere de dezvoltarea complexurilor vitivinicole la țările vecine, România și Ucraina, poate Rusia, Krasnodar, să zicem, acele regiuni care sunt vestite cu vinuri bune. Și vreau să spun că, într-adevăr, eu am cules acest material despre complexurile vitivinicole și din vecinătate și pot să spun că, într-adevăr, Republica noastră totuși nu a dezvoltat până la urmă, să zicem, sau nu au apărut încă acele vinării noi, în afară de vinăria de la Poiana. Și vreau să spun că atunci când am început lucrarea în 2009, multe momente încă nu erau cunoscute. Și atunci când eu am aflat despre vinăria Poiana, am zis că da, teza a ajuns la un anumit nivel când trebuie scrisă de acum. Că deoarece eu am văzut această evoluție care s-a petrecut. Să spun că deoarece eu accentuez momentul că anume se dezvoltă acum acea legătură dintre spațiul public și aceste crame, asta la noi, vreau să zic că s-a întâmplat atunci când au fost deschise aceste galerii. Ele, începând cu 1952, de acum primeau oaspeți în sălile de degustare. Cum am mai menționat, arhitectul Wojciechowski face prima sală. Și de aceea putem spune că, adică unele tendințe erau și atunci, dar vorbim de tendințele actuale, care sunt puțin altfel, iar la noi, în Republică, se păstrează totuși și nu numai acest tradiționalism, dar și un moment, de ce eu am accentuat printre concluzii, arhitecții, în cele mai dese cazuri, nu participau la arhitectura acestor complexuri. Vreau să spun că multe din galeriile sunt făcute doar cu mâinile acelor proprietari, atunci erau de stat, acum în posesie privată și fiecare se gândește că se vor răsprăvi și fără integrarea acestor specialiști, profesioniști în domeniu și fiecare include în spațiile sale ceea ce gândește că e necesar. Așa s-a făcut la Vilești Mici, așa s-a făcut la Brânești. Unicul lucru, poate, care la Cricova, fiind sub tutela, să zicem, statului,
au fost făcute mai multe schimbări, dar vreau să remarc că galeriile, fiind menționate ca un exemplu destul de bun, conțin totuși niște săli prea, să zicem, cu exces de decor. Dar deoarece asta a fost pusă prima temelie de marele maestru Wojciechowski, care a procedat într-un mod aproximativ, dar totuși cu mult mai corect a fost, în toate acele momente care le-a folosit în schițare. Vreau să zic că vreau să spun că sala care a făcut proiectul domnul Wojciechowski, aceasta e sala Gagarin, acum sala europeană. Eu consider că inițial ea prezenta mai mult interes și încă ce aș putea să mai spun, mi-a plăcut foarte mult, dacă ați observat în rularea acestor imagini, intrarea în galerii de la Brănești, unde a lucrat Robert Kurz. Vreau să spun că intrarea aceasta și în jur avea și o amenajare teritorială. Avea un foișor, avea un, o Habuz, avea un habuz. Vreau să zic că este o, încă o clădire în acest masiv de pădure a acelor angajați care lucrau la această întreprindere, folosind materialele ca cărămida, piatra, poate nu au apărut aici în imagini, dar tot, vreau să zic, proiectată de Robert Kurz, dar vroiam să atrag atenția la intrarea aceasta, la câte minuțiozitate au fost făcute aceste uși în lemn care acum degradează, cum a fost folosit, vreau să zic, acele părnișe care sunt la intrare făcute din piatră. Nu folosește un material adăugător, care de, aș vrea să spun că în multe sede se folosesc nu materiale naturale, dar plasticul, ceea ce este inadmisibil în, în această arhitectură, unde trebuie să fie doar materiale naturale. Ce aș mai vrea să spun? La remarcele care au fost făcute de domnul Sergiu Ciocanu, introducerea mi-a fost foarte greu să o scriu. În primul rând pentru că material care să fie anume la temă nu a existat. A fost strâns fărâmă cu fărâmă ceea ce a fost. Și de aceea, poate într-adevăr, trebuie mai mult lucrată această parte și trebuie de făcut revendicările necesare pentru o viitoare carte publicată. În ceea ce constă statutul de monument, aici toate sunt lucruri destul de complicate, deoarece sunt câteva încă crame care s-au păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, cramele de la Corjeuț și de la Cucureștii de Sus, așa ce aș mai putea, vreau să zic, care degradează într-o măsură tot mai mare și mai mare. Dacă veți urmări aceste imagini de la anexele din teză, veți vedea că este o fotografie din anii 90, când începuse să fie abia scris codul monumentelor și această informație era introdusă acolo, vreau să zic că și erau strânse și fotografii. Această cramă avea încă o mulțime de elemente gotice care se păstrau, iar ceea ce a fost după ce a început analiza agenției de a monumentelor, da, de inspectarea monumentelor, vreau să zic că ele lipsesc aproape în întregime. Noi nu mai avem ce păstra și nu se știe cum să facem lucrul ăsta. Adică e o problemă majoră pentru Republica Moldova ca să-și apere valorile și nu numai în industria vitivinicolă. Asta e tot ce am vrut să vă spun. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați apreciat lucrarea și ați scos în evidență unele lucruri care ar trebui pe parcurs de schimbat puțin. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim, doamnă Trifa. Înainte de a-i oferi cuvânt doamnei Mara Nestoră, conducătorul științific, vreau să spun și eu câteva cuvinte. Este o părere comună a mea și a secretarului științific, domnul Mococi, fiindcă teza doamnei Aurelie Trifa nu este teza simplă. Este teza, v-am menționat și membrii Consiliului Științific de la Iași, domnul Ciolac și domnul Cubiș, că ea este foarte complexă, care ține de studierea materialelor și din civilizațiile arheologice. Este o teză care presupune o îmbinare a arhitecturii teoretice și practice, că se descurcă foarte bine în analiza designului interior. Și cel mai important este faptul că este această legătură în tehnologie și arhitectură. Ea cunoaște din cele citite sau auzite, a fost în vizită la cramene, orgoriile din Italia, Franța, și cunoaște foarte bine care sunt realizările noastre comparativ cu cele ale instituțiilor europene. Fără doar și poate că doamna Trifa merită titlul de doctor în arhitectură, fiindcă într-adevăr a fost una dintre cele mai bune teze în acest domeniu. Și acum vreau să-i ofer cuvânt doamnei Tamara Nestoră. Poftim! Stimată audiență, în sfârșit am ajuns la acest final al lucrării, care de fapt este un moment festiv, este o bucurie că s-a realizat lucrarea, lucrarea este apreciată și mă bucur că a fost apreciată și tema. O bucurie adăugătoare este că am avut un doctorant foarte bun, un doctorant responsabil pentru ceea ce face. Sunt niște glume în internet. Mi se pare că era ora trei Bush, când soția lui Bush zice, voi nu știți ce prezintă el. Iată, vreau să spun că voi nu știți ce prezintă Aurelia în lucru. Ea, până ce nu se convinge personal, ea nu începe să lucreze. Ea nu formulează până când nu se convinge singură. Deci este și interesant de lucrat cu ea și în același timp îți dai seama că ai de-a face cu o personalitate. Și mai sunt și alte lucruri care pot să le spun în semi-glumă, semi-serios, că am avut noroc de așa doctorandă. Pur și simplu am avut noroc. Cum am ajuns la asta? Am avut noroc. Asta vreau să spun, că dânsa și-a exprimat dorința să facă doctorantura, iar eu am avut această temă. Cum am ajuns la această temă? Când eu eram în doctorantură și aveam împreună cu colegi de la alte specialități, deci pregătire pentru examen, eu am observat un lucru. Eu aveam orcheiul vechi arhitectură, mie îmi părea că e foarte interesantă, iar aveam un coleg de la tehnologia vinului, care toată atenția era acordată la ceea ce povestea el. Și toate întrebările erau în legătură cu asta, cu vinul, unde crește, ce prezintă, cum e vechime, așa mai departe. Și am înțeles că prezintă interes din punct de vedere al omului simplu, aceste cercetări ale noastre. Și când am avut ocazia, am propus această temă și ea a coincis cu încă un miracol. Tatăl Aureliei s-a ocupat cu vinificația, am înțeles, s-a ocupat cu plantarea vieții de vie. Așa că este și un fel de omagiu adus tatălui. Eu mă bucur mult că lucrarea a luat în sfârșit formula finită și că deci a fost apreciată. Totuși trebuie de recunoscut că a fost un material foarte mare, foarte complex și s-a realizat într-un fel bine, ca să nu se influențez părerile. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție și vreau să felicit pe Aurelie, că a dus la sfârșit. Deocamdată nu știu rezultatul, dar vă mulțumesc pentru interesul față de lucrurile. Mulțumim, doamna Nestoră.
cunoaștem în linie generală părerile membrilor Consiliului Științific Specializat. Și vreau acum să rog membrii Comisiei că trebuie să ne deplasăm în altă încătere, că nu să mutăm tot echipamentul și să zice doamna Nestor și doamna Aurelie Trifon, îi părăsiți, vă rog, pentru o anumită perioadă de timp. Deci, hotărârea Consiliului Științific Specializat de 651.02.25 din cadrul Institutului Patrimoniul Cultural, referitor la teza de doctor a doamnei Aurelie Trifan cu tema Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova, prezentată pentru obținerea titlului științific de doctor în arhitectură, specialitatea 651.02, Teoria și istoria arhitecturii. În baza raportului prezentat de către competitoare, a recenziilor pozitive ale referenților oficiali, precum și al avizului ședinței secției arte vizuale, în cadrul căruia a fost îndeplinită teza, și cel al seminarului științific de profil de susținere a tezelor de doctorat, din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, referitor la valoarea științifică și aplicativă a tezei, a examinării prealabile a tezei din 21.05.2020, ședința Consiliului Științific Specializat de Cine. Teza doamnei Trifan Aurelia abordează o tematică de deosebită importanță și actualitate pentru arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova. Lucrarea reprezintă un studiu integru, definitivat, care elucidează aspectele constituirii acesteia pe teritoriul actual al Republicii Moldova, cu prognosticul modelului optim de evaluare industrială și imaginea arhitecturală a întreprinderilor vitivinicole din țară. Teza înaintată spre susținere se înscrie în domeniul priorităților de cercetare, care vizează cuprinderea obiectului de studiu datorită importanței domeniului vitivinicol pentru economia Republicii Moldova. În continuare, deci, merge o apreciere în ce privește actualitatea temei, rezultatele de bază a investigațiilor, siguranța argumentelor și concludența enunțurilor și a deducțiilor, așa, noutatea și originalitatea științifică, și semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Prin conținutul științific al lucrării, prin rezultatele obținute și corect interpretate, lucrarea corespunde pe deplin exigențelor solicitate pentru tezele de doctor în cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova, iar autoarea merită să fie distinsă cu titlul de doctor în arhitectură. Consiliul Științific Specializat de 651.02.25 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, a decis 1. A conferi doamnei Trifan Aurelia titlul științific de doctor în arhitectură, specialitatea 651.02 Teoria și istoria arhitecturii. 2. A solicita Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat a conferit doamnei Trifan Aurelia titlul științific de doctor în arhitectură, specialitatea 651.02 Teoria și istoria arhitecturii și a eliberat diploma respectivă. Pentru conferirea titlului științific de doctor în arhitectură, doamnei Trifan Aurelia, Consiliul Științific Specializat, în prezența a 7 membri, din numărul total de 7, au votat în felul următor. Pro 7, contra 0. Felicitări!
Stimați membrii Consiliului Științii, vreau să vă rog să aibă temă de azi. Votăm acest proiect de hotărâre care, după votul noastră, va deveni hotărâre definitivă. Cine este pentru acele care hotărârea care a fost propusă de domnul secretar științific să fie luată ca bază și să îi se permite doamnei Aurelia Trifon să primească titlul de doctor în arhitectură la specialitatea respectivă. Vă rog, votați! Doamna Carpăl, dumneavoastră, nu votați! Vă mulțumesc foarte mult! Și acum vreau să ofer mult în doamnei pretendente la titlul sau doamnei doctor în arhitectură. Doamna Trifon, vă rog în față. Vă mulțumesc, sunt foarte emoționant. Și ce vreau să vă spun? În contextul totalizării cercetării efectuate, aș putea spune că lucrarea a parcurs un drum lung până să ajungă la forma actuală. Finalizarea acestei cercetări, după cum am menționat, conturată astăzi anume așa, căci de fapt nimic nu se poate sfârși și totul e doar un început, se datorează mai multor persoane care au avut încredere în mine, mi-au fost alături și m-au încurajat în momentele uneori contradictorii, alteori istovitoare ale cercetării științifice. Vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele. Dedic această lucrare părinților, care de-a lungul anilor au contribuit la formarea mea. Le mulțumesc pentru toate acele lecții de viață pe care mi le-au dat și pentru exemplul viu pe care l-au constituit pentru mine. Tata fiind absolvent al Facultății de Viticultură și Vinificație a Institutului Agricol și dăruindu-se viției de vie mai bine de 3 decenii, a pus, cred, temelia acestei lucrări. Mulțumesc în mod deosebit soțului pentru sfaturile oferite, el fiind arhitect de profesie și prețuitor al arhitecturii vinului, dar și pentru suportul necondiționat și răbdare. De asemenea, vreau să-i mulțumesc fiului care m-a ajutat cu utilizarea diferitor aplicații pe parcursul scrierii lucrării și a fost traducătorul meu de limbă engleză pentru multe publicații la temă. Sunt recunoscătoare arhitecților care mi-au oferit accesul la arhivele personale. Mihai Rimciuc, Leonid Dumitrașcu, Valerii Zasenco, Vasile Stratu, Sergiu Cârjă. Totodată vreau să menționez Institutul de Stat de Proiectare Rural Proiect în persoana arhitectului șef Igor Apostolov și Institutul Național de Cercetări și Proiectări Urban Proiect în persoana arhitectului și administratorului Iurie Povat și arhitectului șef de proiect Iurie Hangan, cât și compania Marhi Trava Teme, arhitect șef Vlad Mudârca. Fără studierea proiectelor pe care mi le-au pus la dispoziție, lucrarea ar fi rămas superficială. Mulțumesc pentru colucrarea lui Vasile Topal, Andrei Colostenco, Galina Teodorescu, de la Fricova. Ion Popov, Mirești Mici, Vasile Dulgher, Ala Galescu, Brănești, Ludmila Gogu, Șato Vartelii, Vladimir Sonnic, Leon Gri, Veronica Bârcă și Sergiu Suvac, Vinăria Ropoiană și multor altora. Datorită lor a fost acumulat un material valoros. Îmi exprim marele meu respect pentru conducătorul științific, doamna Tamara Nisterov, doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural, conferențiar universitar la Facultatea Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei și îi mulțumesc pentru sprijinul acordat competent în abordarea temei alese, precum și pentru contribuția la formarea mea ca cercetător. Gratitudinea mea se îndreaptă către membrii seminarului științific de profil. Aș vrea să remarc că este aproape un clișeu să mulțumesc pentru sugestii și observații, dar mie acestea mi-au fost utile cu adevărat, ajutându-mă să perfectez teza. De asemenea, îmi exprim adâncă recunoștință referenților oficiale ai tezei, domnului Augustin Ioan, doctor în arhitectură și filosofie, profesor universitar, și doamnei Aurelia Carpov, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, pentru efortul depus la examinarea tezei, pentru aprecieri, dar și pentru sugestii și obiecții făcute, cu scopul de a crește valoarea lucrării. Sunt profund recunoscătoare membrilor Consiliului Științific Specializat, care au examinat și au apreciat teza. Domnului președinte al Consiliului, Tudor Stăvilă,
doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător, cât și celorlalți membri. Malcoș Vitalie, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător, Drișcu Mihai Corneliu, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, Ciolacu Emil Dragoș, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, Cuzi Anatolii, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, Ciocanu Sergiu, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, Brigalda Eleonora, doctor în studiul artelor, profesor universitar. Mulțumesc tuturor colegilor care m-au sprijinit și m-au încurajat pe parcursul acestor ani de căutări științifice și care, din motivul restricțiilor impuse de situația epidemiologică, nu au putut asista astăzi în această sală. În final, doresc să aduc mulțumiri atât administrației Instituției Patrimoniului Cultural, în persoana directorului Victor Ghilăș, pentru organizarea desfășurării susținerii tezii, cât și directorului Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, domnului Igor Cojocaru, pentru transmisia în direct și asigurarea prezenței online a participanților la ședința de astăzi. Mulțumesc domnului Serghei Proseani pentru asistența tehnică. Vă mulțumesc! Dar vreau să spun, doamna Trifon, că totuși ai evaluat o teză și a scris între lucruri complet diferite. Stimați membri ai Consiliului Științific, stimați referenți, vă mulțumesc pentru această participare și, cu prevederea, trebuie să declar ședința încheiată.